Mai mulți tineri ai Partidului Mișcarea Populară au mers dis de dimineață la centrul de transfuzii din Robeta Turnu Severin. Mulți dintre voluntari s-au aflat pentru prima dată în situația de a dona sânge, însă au trecut peste emoții gândindu-se că gestul lor va aduce bucurie copiilor de ziua lor. Este prima dată când donez sânge și susțin să ajutăm copiii de 1 iunie, pentru că poate anumiți părinți ai acestor copii nu îi pot ajuta în o situație materială necesară. Și prin acest gest credem că o să-i ajutăm și o să-i îmbucurăm de această zi 1 iunie, de ziua copilului. Suntem conștienți de faptul că mulți părinți nu își permit să le facă cadou copiilor, să sărbătorească ziua 1 iunie și de aceea prin donația noastră sperăm că îi putem face bucuroși, se vor putea bucura de cadoul nostru. Fiecare donator a primit câte 7 tichete valorice. 7 tichete de masă. Mulțumesc frumos. 9,35 tichetul. Mulțumim pentru cauză. Cu bonurile de masă pe care le-au primit, membrii organizației de tineret a Partidului Mișcarea Populară Mehedinți vor cumpăra jucării și alimente pentru copii. Deja au identificat familiile, iar duminică le vor aduce zâmbetul pe fețele inocente ale celor mici. Noi, tinerii Partidului Mișcarea Populară, am demarat o acțiune, un gest umanitar dublu, având în vedere faptul că prin donarea de sânge ajutăm zeci de vieți omenești, iar cu banii strânși din donație vom face o surpriză copiilor severineni de ziua lor 1 iunie. Tinerii politicieni speră ca și severinenii de rând să le urmeze exemplul. Orice persoană sănătoasă care vrea să doneze sânge și este aptă medical să facă acest lucru, poate merge la centrul de transfuzii din Robeta Turnu Severin. Medicii așteaptă donatori cu grupele de sânge RH negativ pentru a salva alte vieți.